Lăudat să fie Domnul, Cel care rămâne cu noi și cu viețile noastre și în vremea asta, și în vremurile care urmează să le trăim, pentru că Dumnezeu e credincios promisiunilor sale. Și Domnul spunea, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, permiteți-mi să vă citesc câteva versete din Iosua, capitolul 24, și vom citi, începând cu versetul 14, până la versetul 16, un cuvânt al Domnului care spune așa. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor dumnezei. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, glorificat să fie Domnul, că El în bunătatea Lui ne-a mai dat o zi rânduită de Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori suntem aici, se poate spune fără nicio rezervă că suntem datorită unui Dumnezeu care și-a mai arătat bunătatea față de noi. Vreau să exprim o binecuvântare pentru cele patru familii și să vă spun că sunt tare bucuros ori de câte ori aici în Biserica Efrata familiile bisericii noastre aduc copiii la binecuvântare. Asta e o reală sărbătoare, de fiecare dată. Și e o bucurie pentru noi ca și biserică să putem să mai vedem oameni și părinți care n-au renunțat la acest aspect atât de important a aduce copiii în prezența Domnului, înaintea Domnului și a-i închina Domnului. Așadar, iubite familii, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și casele voastre, copiii voștri și tot ceea ce voi aveți să rămână sub privirile lui Dumnezeu în fiecare zi. Pentru că, dragii mei, noi ca și oameni trebuie să rămânem sub mâna lui Dumnezeu. Uneori ne simțim tari până într-un punct. Eu, spre exemplu, aseară când m-am uitat pe navigator la ora 11, când ne dă 8 ore de la Suceava până la Făget, m-am luat cu căldurii. M-am rugat, Doamne, numai să nu stăm la vreun accident, numai să nu fie vreun impediment. Și în orice lucru, fie mare, fie mic, un om care înțelege că Dumnezeu este totul, îl poate vedea pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Cu câteva momente înainte să vin aici la biserică, am ajuns acasă de m-am schimbat și primul lucru pe care l-am făcut, am mulțumit lui Dumnezeu că El știe să mai poarte de grijă. Și e atât de important în viață să înțelegi, și vreau să subliniez asta cât se poate de puternică, singurul care poate să poarte de grijă și singurul care poate să țină și să susțină rămâne Dumnezeu indiscutabil. Iar când omul înțelege asta, își face socotelile vieții puțin altfel. Noi suntem în această dimineață aici din nou la o sărbătoare frumoasă. Patru copilași aduși înaintea lui Dumnezeu. Și pentru noi, așa cum spuneam și mai devreme, e o reală bucurie. Dar noi ca și părinți aducem copii aici înaintea lui Dumnezeu pentru că suntem conștienți. Și îmi place să cred asta, că nimeni nu aduce copilul doar dintr-un ritual, doar dintr-o obișnuință și doar că așa se face. Și aducem copiii aici în casa lui Dumnezeu să-i închinăm Domnului, pentru că noi suntem conștienți că singurul care poate să poarte de grijă, că singurul care poate să ocrotească, că singurul care poate să susțină e Dumnezeu însuși și noi de aceea cu tot ce suntem și cu tot ce avem ne așezăm în brațele lui Dumnezeu.
Așezarea în mâinile lui Dumnezeu de către un părinte pe copilul său e dovadă de responsabilitate. A aduce copiii aici e dovadă de responsabilitate. Dacă îmi permiteți ceva în dimineața aceasta, așa cum, spre exemplu, copiii pe lângă noi se comportă, acționează, au anumite atitudini în preajma noastră, dovedește cât de responsabili am fost față de ei sau nu. Pentru că punctul forte în dreptul unui părinte e aspectul ăsta și l auziți expus sub diverse forme la fiecare binecuvântare de copil, că punctul forte a oricărui părinte e responsabilitatea. Noi suntem astăzi la sărbătoare. După ce se termine aici slujba, după ce ne rugăm pentru acești copilași, după ce punem numele Domnului peste ei, vor pleca acasă, vor sta la masă cu familia, cu invitaților, un moment de sărbătoare și de bucurie, pentru că au mai făcut un pas extrem de important de a închina copiii Domnului și pe brațele Domnului, da, și un motiv de bucurie care merită celebrat într-un mod cât mai demn și mai frumos cu putință. Dar, dragii mei, ascultați-mă bine în dimineața aceasta, dragi părinți. Eu spun deseori generației tinere când mă duc la întâlniri de tineret că mi-am pus tare mare speranță în generația lor. Că mi-am pus tare mare încredere în generația tânără și mă gândesc cu entuziasm că Dumnezeu are oameni în toate generațiile. Că nu se termină doar cu generația înaintașilor noștri sau cu generația mea, că nu se termină totul cu noi, că Dumnezeu care e suveran coordonează fiecare generație, știe să conducă fiecare generație și va avea oameni în fiecare generație. Lumea nu se termină dacă XY nu mai e. Lumea nu se termină dacă eu nu mai fac nu știu ce. Nu, are Dumnezeu miliarde de oameni care să mai poată să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Ilie. Ilie ascuns în peșteră, fricos. Vine Dumnezeu și îi pune o întrebare. Ilie în momentele acelea a renunțat la responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii lui. Și Dumnezeu nu a zis, bă Ilie, tu ai renunțat la responsabilitatea care am pus-o pe umerii tăi? Asta e, s-o încheia povestea. Nu! Dumnezeu s-a dus acolo și îl strigă pe Ilie în gura peșterii, ce faci tu aici, Ilie? Tu ai cam renunțat la responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii tăi. Ce faci? Pentru că, dragii mei, transpuneți asta în dreptul părinților. Când părinții uneori renunță la responsabilitatea pe care o au în dreptul copiilor lor, Dumnezeu din cer strigă, ce faci tu? Pentru că ai rămas sunt lângă tine 2, 3, 4, 5, 10 copii și pe umerii tăi stă o responsabilitate extraordinară de a-i coordona spre Dumnezeu. Pentru că ascultați-mă și notați bine, sărbătoarea trece, sarmarele se gata, șnițelele se mănâncă, bucuria se duce, entuziasmul și părtășia de la amiază va avea și asta un final, în schimb responsabilitatea rămâne tot acolo. Responsabilitatea creșterii unui copil nu rămâne doar câte șnițele pe masă. Responsabilitatea creșterii cu demnitatea unui copil nu rămâne doar atât cât tu ai bani. Responsabilitatea creșterii unui copil nu rămâne doar atât cât ai nume și faimă. Responsabilitatea creșterii unui copil și coordonării înspre Dumnezeu rămâne atâta timp cât Dumnezeu te ține în viață. Atâta timp cât omul e în viață, are responsabilitatea să-și educe copilul, fie el și de 40 de ani. Dacă tu mai ești în viață ca și om, dacă dumneavoastră mai aveți harul și avem harul și ne dă Dumnezeu harul să trăim până adânci bătrâneți, avem responsabilitatea extraordinară de a ne coordona copiii și urmașii noștri înspre Dumnezeu. Și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute la asta. Pentru că, dragii mei, sărbătoarea trece, se termină, vrând nevrând se termină. Responsabilitatea creșterii copilului rămâne acolo pe umerii tăi. Și vreau să vă arăt în această dimineață câteva responsabilități pe care un om le are ca să poată să-și crească copilul cu foarte multă demnitate și să-l ducă spre Dumnezeu în fiecare zi. Și ascultați-mă, o dovadă a responsabilității e următoarea. E obligatoriu un părinte care vrea să-și educe copilul ducându-l înspre Dumnezeu, ascultați, să-și se vindece pe sine însuși înainte de a se dărui. Pentru că foarte mulți părinți fac o
gravă eroare, o gravă eroare. Trăiesc în viața lor cu anumite frustrări, spre exemplu, nevindecate. Trăiesc în viața lor cu anumite temeri nevindecate. Trăiesc în viața lor cu anumite nemulțumiri nevindecate. Trăiesc în viața lor cu anumite vise pe care nu le-au putut atinge și astea au produs frustrare și nu au lăsat vindecarea lui Dumnezeu să producă o schimbare în viața lor. Iar oameni nevindecați de trecut, de nemulțumiri, de frustrări, de anumite lucruri, au aceeași responsabilitate pe umeri să-și ducă copiii spre Dumnezeu. N-au ce face, trebuie să stea între copiii lor. Și un om bolnav, explicați-mi mie dumneavoastră, un om care e bolnav de anumite boli, cum ar putea să îngrijească de unul care în fond e sănătos? Copilul ăla e sănătos. În copilul ăla acum sădești, în copil acum implementezi, în copil acum construiești. În momentul în care, permiteți-mi totuși câteva parafrazări, așa ca să ne facem mai bună idee, cum poți să construiești o casă când tu n-ai nicio mână? Cum poți să zidești când tu ești bandajat la ambele mâini și te duci să zidești, dar de fapt tu nu ești vindecat? Ai bandajul de nu poți să ți se vadă degetele. Cam cum zidești? Bă, zidești, că n-ai ei cu mâinile alea, așa pui cărămida, dar 100% nu o pui dreaptă. Pentru că una din dovezile de responsabilitate a unui părinte e aceasta: vindecă-te mai întâi pe tine însuți și mai apoi te dăruiești copilului. Pentru că, dragii mei, când părinții nu se vindecă de trecutul lor, când părinții nu se vindecă de frustrările lor, când părinții nu se vindecă de temerile lor, când părinții nu se vindecă de situațiile care au produs nemulțumire în viața lor, mai apoi nu fac altceva decât cresc niște frustrați, niște fricoși, niște nemulțumitori și niște oameni care la un moment dat te bazezi foarte greu pe ei sau deloc. Noi știi ce ne dorim și cum se roagă slujitorii? Fă din copilașul ăsta un slujitor al tău. Dar asta ține și de responsabilitatea părinților, că Dumnezeu zice, da, eu vreau să fac. Vreau să fac, nu zice Dumnezeu, pe ăsta-l fac, pe ăsta nu-l fac, pe ăsta-l fac, pe ăsta nu-l fac. Nu, Dumnezeu se uită la câteva chestii. Când îl vede la un moment dat pe părinte cu o responsabilitate extraordinară în care începe să zidească în viața copilului în linie dreaptă, într-un mod corect, Dumnezeu începe să facă planul său. Pentru că părintele, deseori, mai ales al generației noastre, începe să construiască în copil cu câteva frustrări nevindecate. Spre exemplu, vă mai dau un exemplu. Au fost părinți care au spus să aibă el dacă eu n-am avut. Și a fost frustrarea faptului că părintele nu a avut. Și au zis, lasă să aibă el. N-a mai contat că nu i-a mai dat timp copilului, n-a mai contat că nu i-a mai dat dragoste copilului, n-a mai contat că nu i-a mai dat iubire. A contat doar că l-a pompat cu cola și cu ciocolată. Bă, să ai tu! Că la noi când vedeam ciocolată pe masă era sărbătoare. Lasă, ai tu! Și frustrarea asta a faptului că eu n-am avut să aibă el, deseori au crescut copii care n-au mai știut să aprecieze lucrurile frumoase. E atât de important în viață atunci când trebuie să te dăruiești copilul, că vrând nevrând vă dăruiți, ca și părinți vrând nevrând ne dăruim. Înainte să ne dăruim copiilor noștri, să luăm radiera vieții și să începem să ștergem lucrurile și stările care produc o atmosferă ilegală în viața noastră. Când un părinte nu se vindecă de mânie și mai apoi se dăruiește copilului său, ascultați-mă bine, va culege roadele. Că dacă cineva nu crede asta, nu mă contrazice pe mine, ci Biblia. Ce semeni, aceea vei secera. E biblic. În momentul în care tu semeni corect, în momentul în care semeni ce trebuie, știu, din punct de vedere spiritual, oamenii vor să pună cartofi și să culeagă roșii. Are Dumnezeu metode cumva să facă? Nu. Dumnezeu spune ce semeni, aceea culegi. Dragii mei părinți, în dimineața aceasta vreau să trag un semnal de alarmă cât se poate de puternic. Salvați-vă copiii de la câteva atitudini dureroase și triste care îi vor încurca în viață, dar și dumneavoastră vă vor produce durere când îi vedeți că vor suferi datorită unor nemulțumiri, frustrări și puneți dumneavoastră mânii și puneți dumneavoastră ce mai vreți de aici încolo și veți vrea să dați timpul înapoi și nu veți mai putea.
Că dacă ar mai putea, eu stau de vorbă cu unii părinți și îmi spun dacă aș putea, bine, aia care sincer, dacă aș putea să mai dau timpul înapoi, l-aș educa altfel. Și cam cum l-ați educa? N-aș mai face cu tare, n-aș mai face cu tare, m-aș vindeca de cu tare, aș lăsa să se cicatrizeze cu tare lucru. Și mai apoi, când mă vindec pe mine însumi, îl las pe Dumnezeu, că vindecarea asta nu e prin propriile puteri, e prin autoritatea și ajutorul lui Dumnezeu. Îl las pe Dumnezeu să-mi cicatrizeze trecutul, să-mi cicatrizeze momentele grele care produc în inima mea tensiune. Las pe Dumnezeu să le îndepărteze. Și mai apoi, vindecat de Dumnezeu, de tot ceea ce produce tensiune în mine, mă dăruiesc copilului. Pentru că sunt atâția părinți care au, spre exemplu, durerea în inimă a unui copil foarte impulsiv. Frate, nu mai știu ce să mai fac cu el. Explodează din orice. Măi, părintele s-a vindecat pentru că l-a forțat copilul, că la 16 ani nu s-o mai înțeles cu el. I-a trântit ușa n-a și-o zis, hai, vezi de drum. Și la un moment dat l-a rodat și până la urmă nu mai a avut ce să mai facă. A făcut copilul 20, a făcut 25 de ani, a făcut 30, nu mai poți să mai discuți cu el. Dar când dai la un moment dat timp înapoi, constați că te-ai dăruit acelui copil cu câteva atitudini nevindecate, nerezolvate, neanihilate. Și de fapt nu faci altceva decât într-un anumit punct de vedere stai și te uiți în oglindă. Și am văzut atât de mulți părinți resemnați și spun, asta e, băi, drept, așa am fost și eu. Era mic copilul și vinea pe lângă mine și eu n-aveam vreme. Nu mă puteam vindeca de iuțime. Și la un moment, ha, bă, dispar de aici, nu mai tău veni că n-am vreme de tine. Tu nu mă vezi ce fac! Și copilul pleacă. Da, nu-i problemă, și ia frumos jucările și pleacă. O, în mintea lui acolo ai pus o cărămidă strâmbă. Și a zis, cum a făcut? Să se țină bine. Că vorba populară românească, fie roata cât de pătrată, tot se mai învârte odată. Și la un moment dat spui, Doamne, dar de ce? Doamne, dar de ce? Și dacă stai să socotești anumite aspecte și să te uiți în profunzimea lor, îți dai seama că multe atitudini, nu toate, unele sunt încercări de moment pe care Dumnezeu le anihilează, e foarte adevărat, dar unele atitudini sunt datorită faptului că părintele s-a dăruit fără să fie el vindecat de câteva aspecte. În momentul în care lupți să fii vindecat de tot trecutul, de toate lucrurile care nu sunt bune, de toate lucrurile care produc tensiune, de toate lucrurile care aduc dezbinare într-un fel sau de toate lucrurile care aduc momente pe care nu ți le-ai dori, nici tu, nici aia de lângă tine, în momentul în care lupți să fii vindecat de toate astea, pe toți cei de pe lângă tine îi crești cu demnitate și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Și asta e o dovadă de responsabilitate. E o dovadă de responsabilitate. Nu e așa că, ce ziceți dumneavoastră? Dacă statul român ne-ar trimite copiii să ne educe profesori care n-au făcut nicio zi de școală. Știți ce am spune? Bă, statul român e irresponsabil. Cum îmi trimiți mie copii care n-au făcut nicio zi de școală? Cum îmi trimiți mie copii să mi le duce profesorul? Era la un moment dat, circula un filmuleț prin mass media, când niște jurnaliști, bine, ăștia sunt pericol total recorder, când intră aia, deja e jale. Ori intrat în clasă la o doamnă învățătoare care făcea ora de engleză, n-o știut nici să numere până la 20 în engleză. Și ăștia s-au uitat la ea și au zis, stimată doamnă, dumneavoastră sunteți profesoara de engleză? O zis, da, serios? Și zice, nu, acum cam ce spun eu? Și ăștia vorbeau, jurnaliștii vorbeau engleză, îi spun în engleză, să se uita la ei. Și ăștia erau foarte mirați și șocați. Au zis, bă, oameni buni, asta e o dovadă de irresponsabilitate a statului român, a școlii care te-a pus, a directorului care te-a asumat. Păi tu ce înveți pe copiii ăștia engleză? Că tu nu știi să numeri până la 20. Și acum revin un pic cu paralela la noi. Tu cum îi îndrepți pe copii spre cer dacă noi, ca și părinți, din anumite puncte de vedere, mergem strâmb? Cum? N-ai cum. Vrân, albul e alb, negru e negru. N-avem cum să schimbăm astea. Sunt legile care rămân statice, 100%. Știți, deseori mi s-a întâmplat să aud regrete. Dacă regret ceva, e că am vorbit lucruri care n-ar fi trebuit să le vorbesc în auzul copiilor mei. Mi-am vărsat frustrările, mi-am vărsat nemulțumirile. O venit copilul la biserică și la un moment dat, dar știi cum îți dai seama? Știți
cât e de, știți cât e de, de v-aș da un exemplu mai de al casei, dar noi avem oameni excepționali aici la Efrata, dar realitatea uneori e și realitate. Am renovat aici. Și-a venit cineva și zice, bă, omule bun, m-am întâlnit cu un frate, omule bun, atât o zi, bă, nu-i place deloc, nu-i nimic fain acolo. Bă, nu, n-ați făcut fain. Nu, fiecare cu gustul lui, nu? La un moment dat vin aici și câțiva copilași, printre care și copilașa, și se uită, în ușă stătea, ce urât îi. Serios, serios, chiar crezi că tu poți să vorbești și ăsta mic, nu-i purete, să absorbe? Să nu crezi asta. Ia tot! Și ți le întoarce la un moment dat exact când nu te aștepți. Pentru că atunci când părintele nu se vindecă el și se dăruiește așa nevindecat, așa cu câteva probleme și cu câteva lacune profunde, dragii mei, nu construim drept și e periculos. Dumnezeu să ne păzească. Dar când părintele își face timp, bă, stai un pic, să-mi fac și eu o socoteală, stai să-mi vindec un pic inima, stai să-mi vindec un pic frica. Părinți care, spre exemplu, toate ziua sunt numai pesimiști. Bă, totul e dezastru, totul e rău, nimeni nu-i bun, ăla e rău, ăla e rău, președintele e rău, premierul e rău, păstorul e rău, cântăreții-s răi, biserica numai aici a fost, totul e dezastru. Cum vrei? Când omul își exprimă atitudine genul ăsta că ai tăi copii să rămână aici, să plângă aici, să vrei să se boteze aici, să rămâne, cum? N-ai cum, n-ai cum. Dar în momentul în care tu te-ai vindecat poate de anumite aspecte ale trecutului, are chestii personale, și mai apoi te dăruiești copilului un om vindecat. Spuneți-mi care e prima atitudine a unui om care a fost bolnav și mai apoi a fost vindecat. Știți care? Atitudinea de zâmbet. Doamne, mă bucur din nou de tot. Ies din nou la plimbare. Doamne, simt din nou ceea ce n-am mai simțit. Am din nou aceeași libertate. Am din nou aceeași atmosferă. E atitudinea de entuziasm. Nu e așa că parcă ne place să stăm lângă oameni plini de entuziasm? Ăștia sunt oamenii care-s vindecați. Dacă te duci la patul unui bolnav care la un moment dat te lauzi, nu mai pot. Bă, parcă ți-e greu să stai acolo, toată, trebuie să stai, e al tău, dar e greu, nu ușor. Vă imaginați acum copiii noștri cât de greu stau lângă părinții care încearcă să-i educe, dar ei sunt nevindecați? În momentul în care îți faci timp să vindeci lucrurile din trecut, să le rezolvi, e o dovadă de responsabilitate și zic încă o dată, Doamne ajută-ne. 2. O altă dovadă de responsabilitate sună în felul următor. Nu cere de unde n-ai oferit. Ca și părinți avem așteptări. Avem așteptări ca ai noștri copii să fie cei mai buni la școală. Avem așteptări ca ai noștri copii să fie respectoși. Avem așteptări ca ai noștri copii să zică mulțumesc frumos. Avem așteptări ca ai noștri copii să salute. Dar în momentul în care mama și tata trece pe stradă ca trenul în gară, aia care nu se oprește, se duce direct, nici nu se uită stânga, dreapta, nu salută, nu dă bună ziua, nu dă un pacea Domnului, nu dă nimic, bă, zic că e sălbatic. Să nu cumva să credeți că și copiii ăia vor fi niște super sociabili. Niciodată. Da, va crește că părintele un pic se dezmeticește la un moment dat și va zice, bă, copilul meu, bă, ce cu el, mă, bă, ce cu el? Ei, dacă se dă înapoi, va vedea că el are niște așteptări din locul unde nu a oferit. Dar în momentul în care, de multe ori vrem, copiii noștri să știe Biblie, să... Știți? Talentul negoții o reală binecuvântare, dar în același timp e și un real pericol pentru unii părinți. Pentru că totul lasă doar pe umerii talentului în negoț. Ți-ar place ca al tău copil la 18 ani să vorbească de Dumnezeu și din Biblie, să vorbească de Hristos, să vorbească de prezența lui Dumnezeu? El va putea să vorbească despre toate astea doar dacă tata și mama îi oferă. Doar dacă tata și mama îi oferă. Da, vrând nevrând, în orgoliu de părinte, ai niște așteptări. Vreau copilul meu să vorbească frumos, să salute frumos, să vorbească despre Dumnezeu, să facă ceva. Și la un moment dat, te uiți poate că n-ai oferit. Ascultați-mă, e o dovadă de irresponsabilitate să ai așteptări de unde n-ai oferit. E o dovadă de irresponsabilitate. Dar în momentul în care un părinte începe să trăiască responsabil, oferă. Dă. Se consumă, se cheltuie. Îi da acelui copil atmosferă frumoasă și mai apoi așteaptă atmosferă frumoasă. Îi da acelui copil respect.
Ascultați-mă, îi dă acelui copil respect și mai apoi poate să aștepte respect. M-am dus mai de mult într-un azil de bătrâni, acolo la Oradea, la fratele Pașca și am stat de vorbă cu câțiva bătrâni și parcă așa am cuprins mila, bă, săraci, mă. Și fratele Pașca să ne sensibilizeze pe toți frumos din partea lui, dar ne spunea, pe ăsta l-a adus copiilor aruncat aici, pe ăsta l-a adus copiilor aruncat aici, pe ăsta copiilor aruncat l-a lăsat aici. Păi și pentru mine o suna super interesant și eu m-am dus la un moment dat și le-am spus așa, ce s-a întâmplat cu viața dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră? Și am intrat așa pe latură de slujire, așa, nu neapărat să-i compătimesc și să descos pe acolo. Și vedeam la un moment dat cum regretul se așeza pe față și spuneau, da, dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș fi trăit, îmi spunea un bătrân, în așa fel încât copiii mei să-și dorească să mă aibă lângă ei. Să-și dorească. Ei, ca să-ți dorești, trebuie să oferi. Eu am avut o profesoară de limba română care mi-a dat 3 în teză la română datorită faptului că eram pocăit, cam asta era problema ei, datorită faptului că am scris în teza de la română că Mircea cel Bătrân, o să zicem câteva caracteristici ale lui și eu am scris, bă, nu prea știam, că n-am învățat ce e drept și am zis, bă, ce să zic eu de Mircea cel Bătrân, eu o asociam totul cu biserica, am zis că eram păciuitor. Mircea cel Bătrân era păciuitor. Și au zis, unde ai scos tu asta, că Mircea cel Bătrân era păciuitor? 3! Bine, m-a terorizat oricum. Doamna dirigintă, o femeie excepțională, o femeie care atunci când ne vedea, eram în clasa 12-a, fete, băieți, Dita mai Vlășgan, era o femeie în vârstă. Când ne vedea pe holuri, ne luam brațe, îmi spunea, m-am uitat în catalog, ce ai făcut mă de-ai luat 6-le la, mă omule, mă ascultă-mă, eu vorbesc cu doamna de biologie, te rog frumos, îți dă șansa să-l corectezi, te rog frumos, ascultă-mă, te duci și înveți, la ora următoare ridici mâna și spui, doamna, vă rog frumos să mă ascult, bă, zici tot ce știi, eu spun o pilă bună. Ca să vorbească. Când noi întrebam, a vorbit doamna dirigintă cu dumneavoastră? Nu, dar atunci când ne trecea nouăle în catalog, că noi învățam, se dăruia atât de mult pentru noi, se dăruia atât de mult pentru elevii ei, oferea atât de mult, vorbea cu noi la un moment dat cu dumneavoastră și le spunea așa, știți voi elevii de astăzi, oamenii cărora trebuie să vi se spună dumneavoastră, pentru că veți fi niște oameni mari mâine și noi ne uitam niște ciocoflender mici în clasa 11-12, bă, ce zice, ne zice? Oameni buni, și astăzi, dacă o văd pe stradă, opresc mașina, o iau în brațe pe doamna dirigintă, povestesc cu ea și pot să zic că uneori mă apucă dorul de liceu gândindu-mă la doamna dirigintă. Păi oameni care nu oferă nimic, bă, scorțuroși din toate punctele de vedere. La un moment dat, își dau și ei seama că nimeni nu mai dă 2 bani pe ei. Dar toată viața au fost scorțuroși, toată viața au împuns, toată viața au stat așa cu spatele întors. Bă, nu știu ce e cu generația asta, s-o cam străcat generația. Na. Aștepți de unde n-ai oferit. Simplu, e o lege simplă, nu poate nimeni schimba. E o lege simplă. Dar când părintele oferă, când mama oferă, când tata oferă, uite, uitați-vă la Hristos. Știți ce zice Biblia? Că modelul nostru e Iisus Hristos. Cine ne-a iubit pe noi întâi? Domnul. Domnul a zis, bă, vreau ca voi să mă iubiți. Vreau ca voi să mă iubiți. Dar cel care ne-a iubit întâi, cel care s-a oferit întâi a fost Domnul. Domnul a zis, uite ce iubire vă arăt, uite ce dragoste vă arăt, uite ce atmosferă creez pentru voi, îl trimit pe Fiul meu în lume să moară pentru voi, să trăiască preț de 33 de ani și jumătate, să vă dea un exemplu de urmat, să aveți după cine să vă luați. E dragostea divină a Tatălui și parcă atunci când te uiți în Scriptură la tot ce a făcut cu Dumnezeu pentru omenire, parcă l-aud pe Dumnezeu și Domnul și-a spus prin Scriptură, ce aș putea să mai fac viei mele, ce aș putea să vă mai fac generația anului 2023, ar striga Domnul, v-am iubit, v-am dăruit, v-am dat, v-am ținut, sunteți oameni puternici, aveți, puteți, ați construit, ați realizat toate prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a oferit și acum așteaptă și e demn să-i dăm înapoi iubire. Oh, dar așa e și în familie. În momentul în care mama și tata oferă, mai apoi au dreptul să aștepte. Vorba populară românească total ilegală. Eu te-am făcut? Na,
Să nu cumva să crezi că dacă l-ai făcut, ai dreptul să... Nu. Pentru că ai dreptul să aștepți și să ceri doar în momentul în care te-ai dăruit, cum trebuie. Să aștepți de unde ai oferit. Dragii mei părinți, știți că ai noștri copii și noi, în relațiile dintre noi, că ai se potrivește, în familie, în relațiile dintre noi, mai întâi trebuie să ne oferim și apoi să așteptăm. Oamenii așteaptă fără să oferim. La un moment dat zice cineva către mine, frate Alin, dar tu de ce, mă? Dar tu de ce? De ce, uite, oamenii te cheamă, te cunosc, Alin Nemes, de ce, de ce? Și am zis, pentru faptul că eu ofer. Și eu vreau, zice. Și am zis, da, tu nu oferi. Tu nu ești gata să oferi. Ba da, hai să-ți arăt. Și zic că, uite, weekendul ăsta plecăm de joi și ajungem marți acasă. Merem acolo. Unde dormim? Păi că sunt eu pensiune pe undeva, nu contează. Fier de călcat să avem, să ne călcăm hainele. În rest, ok. Pe unde merem? Bă, două biserici mari și trei foarte mici. Alea micuțe, 30 de oameni, alea sunt mari, 1000 și ceva. Alea sunt 30 de oameni. Acolo aia berem prima dată la aia puțin, ne facem încălzirea și după aia merem la aia mari. La un moment dat deja am spus să schimbăm. Când să plecăm? Păi de joi, cu drumul, cu tot, marți ne întoarcem. O strigă pe nevasta, Ligia! Aia deja vine din cameră cu o falcă în cer și una. Am auzit! Nu sunt de acord! Prietene, uite aici, tu nu oferi. Tu vrei, toată lumea vrei să zică, dar nu oferi. Când în viață, dragii mei, nu ești gata să oferi, nu mai aștepta. Dragi părinți, când tata nu oferă dragoste, când mama nu mai oferă iubire, când tata nu mai oferă iertare, când mama nu mai oferă reconciliere, când părinții nu mai oferă acea atitudine care să-i facă pe copii să-și dorească să vină acasă, nu așteptați. Un om responsabil mai întâi oferă și apoi așteaptă. Dumnezeu să ne ajute pe toți. 3. Acum mă adresez într-un mod special mamelor și ascultați-mă bine, stimate mame. Creșterea copiilor este un act dumnezeiesc. Un act dumnezeiesc și taților. Știți de ce e un act dumnezeiesc? Datorită faptului că creșterea unui copil e de fapt o slujire cu acte în regulă. Orice slujire e act dumnezeiesc. Iisus Hristos a venit ca și slujitor al Tatălui, corect? Eu robul tău? Tu, Tatăl meu? Eu am venit să fac voia ta? Ce, să slujesc? Da. Ei, orice slujire e un act dumnezeiesc. Creșterea unui copil e act dumnezeiesc. Pentru că e un act de slujire permanentă. Îi cuprinde pe unii frustrarea că datorită faptului că sunt foarte angrenați în a-și crește copiii, ei nu mai pot să-și dezvolte cariera. Ei nu mai pot să mai fie ce și-ar fi dorit. Ei nu mai pot să mai facă nu știu ce lucru. Și asta e demonic. Nu cred că există o slujire mai nobilă pe planeta asta decât să fii mamă și tată. E o slujire nobilă. E un act dumnezeiesc când tu te duci și te ocupi de toate nevoile copilului tău, fără nicio reținere, cu toată deschiderea și cu toată dragostea. Să te ocupi de toate nevoile lui, să te cobori acolo la nevoile lui alea mărunte, să intri în lumea lui, ca mai apoi de acolo să-l construiești pe copil ca un puzzle, să-l iei și să-l ridici și să-l faci o mare. Și să stai acolo lângă nevoile lui până când trece pericolul din viața lui, până când îi pleacă prietenii ilegali, până când anturajul ciudat dispare, să rămâi acolo, să vină copilul când stă într-un anumit anturaj care poate e supus unui bullying, că oricum suntem în perioada asta în care unii își bat joc de alții, să știe copilul că vine acasă lângă mama și lângă tata care îi se oferă și care îl slujesc și care îi leagă rănile sentimentale și care îi leagă rănile produse de alții și care îl iau în brațe și la care nu le e rușine să stea lângă pruncul lor cât e nevoie. O stare mulți părinți care se simt frustrați, că îi încurcă ăștia mici, că vezi, Doamne, ea devenea o mare doamnă dacă cumva, serios, să o credeți voi. Dacă Dumnezeu nu vrea ceva, nimeni n-ajunge nimic. Tot e doar prin harul, mila și bunătatea lui Dumnezeu. Atât!
În momentul în care înțelegi, creșterea unui copil e pur și simplu act dumnezeiesc, e o slujire permanentă. Să-ți slujești copilul, să te cobori la cele mai de jos lucruri, să te duci și să-l aperi, să vii să-i spui, dragul mami, tata și cu mama stau lângă tine și îți dovedim asta în fiecare zi. Să te uiți cu acea privire blândă, chiar și atunci când copilul are acea atitudine de lepădare, într-un fel sau în altul, ce faci, Petru? Te repezi? Da. Ce face Hristos? Nu m-aș întors un pic privirea. Petre, ne vedem după înviere. Atitudinea plină de slujire, de umilință a lui Iisus Hristos, de coborâre în lumea oamenilor care nu înțeleg așa cum Hristos ar fi vrut să înțeleagă, i-a resuscitat pe oamenii ăștia într-un mod excepțional. Dragii mei, atitudinea plină de slujire în dreptul copiilor noștri, când coborâm în lumea lor, pentru că din lumea noastră ei nu înțeleg ce noi am vrea să înțeleagă, și ne coborâm în lumea lor și stăm acolo lângă ei, îi inventăm, îi construim și îi ridicăm treptat, e o atitudine de slujire pe care orice părinte trebuie să o aibă. Să nu vă simțiți frustrați că trebuie să vă creșteți copiii. Orice perioadă trece. Cu perioada când ei mici și trebuie să-i duceți de mână, nu vă mai întâlniți. Eu mă uitam la poze în urmă cu o săptămână la ai noștri și la un moment dat vedeam o poză cum mergeam cu Carina să luăm pe Mateo de la școală. Bă, nu-mi vinea să cred cât de mari au crescut. Și am zis, Doamne, mă uitam la poze de când a venit noi la Făget. N-ai cum, am zis, bă, a trecut timp enorm de repede, n-ai cum să-l mai dai înapoi, n-ai cum. Ei, timpul ăla trebuie oferit ca și o reală slujire, să stai lângă copilul tău acolo, să stai lângă copilul tău acolo, să te ocupi de nevoile lui. Știți, când Domnul a fost lângă femeia prinsă în adulter, în păcat, nu pleca de lângă ea până nu s-o resipit toate pericolele. Acolo a stat. Femeie zice, unde spârâșii tăi? Nu mai ești. Toți ori pleca toți. Ok, putem pleca și noi. Să stai lângă copilul tău și să-l slujești. Să stai lângă copilul tău și să-l asculți. Să stai lângă copilul tău și să-ți faci timp, că e doar o bucată de vreme și asta trece. Să-ți faci timp să-i auzi visele și planurile. Vă rog frumos, fac o subliniere, am auzit mulți părinți să nu faceți ca ei. Copilul la un moment dat vine și zice, eu când o să fiu mare, o să fiu pilot. Și mama de acolo din colț, care nu-l slujește pe copil, care e doar o polițistă de serviciu, tași mă că la cum înveți tu, cred că! Nu le frângeți aripile, ascultați-mă, nu le frângeți aripile, lăsați-i să viseze. Știi ce înseamnă slujirea? E când copilul care e de nota 6 și aia cu chinuială îți spune că va deveni judecător, spune ca și mamă, pune-te lângă el și spune, uite, dacă ție asta îți place să faci în viață, eu mă voi ruga pentru tine ca Dumnezeu să te ajute. Oameni buni, asta e slujire, restul e poliție familiară, atât! O, dacă de câte ori am spus noi lui Dumnezeu visele noastre mărețe și dacă ar fi zis Dumnezeu, tași mă, stai jos nota 2, tu vrei din alea, vezi de treabă. Ei, Dumnezeu nu face așa, luați exemplu de la El. Cu câtă dragoste ne slujește Hristos nouă, cu câtă dragoste. Ce mare har să ai un astfel de Dumnezeu, dar ce mare har să ai astfel de părinți. Și ce mare har să devii un astfel de părinte. Doamne ajută-ne! Așadar să nu uitați, creșterea copiilor e un act dumnezeiesc, pentru că te duce la slujire. Și în ultimul rând, întotdeauna în viață, binecuvântarea pe care o oferi se întoarce spre tine ca o binecuvântare, dar fiți atenți. Creșterea copilului e un act al sfințirii. Să țineți minte asta. Creșterea copilului e un act al sfințirii. Adică, în momentul în care tu vrei să te dăruiești cum tot ce trebuie, ce v-am zis la început?
că nu te poți dărui până nu-ți vindești trecutul. Când vindeci toate lucrurile ilegale, știi ce? Înspre ce mergi? Înspre sfințenie. În momentul în care în viață începi să oferi prima dată, înainte să ceri, prima dată oferi, știi ce faci? Îl limiți pe cel care este sfânt, că așa a făcut el. Când în viață începi să fii conștient că și creșterea copilului e o slujire, știi cine aduce slujirea cea mai perfectă? Sfinții. Pentru că creșterea unui copil, și notați asta, este un act al sfințirii. Prin creșterea unui copil, Dumnezeu jlefuiește noi. Când părintele nu intră în jocul lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți cuvântul, nu poate produce Hristos sfințirea în el. Pentru că sfințirea aduce smerenie. Nu, ascultă-mă. Să o vezi pe mama când are curajul să spună, bă, nu știu să fac asta de clasa a patra, dar luăm împreună cartea și începem să citim. Mama zice, uite, nu știu, dar voi învăța. Mă smeresc atât de jos încât voi învăța alături de tine. Și încep să învăț ca și tine. E un act al sfințeniei, pentru că actul ăsta sfințit te duce spre umilință și spre smerenie. Hristos a zis, nu-i nimeni aici în prag ca să spele picioarele ucenicilor? Nu-i robul acasă? Nu, spăl eu. Dar de ce? Pentru că dovedesc sfințirea. Un om sfânt se coboară. Un om sfânt se smerește. Un om sfânt are puterea să aibă acea atitudine extraordinară, impecabilă, de Dumnezeu lăsată, în așa fel încât să îl arate pe Hristos. Mama și tata, prin creșterea copiilor, lăsând actul sfințirii în viața lor, îl pot arăta pe Hristos în casă, în fiecare zi a vieții, în fiecare moment a vieții. E obligatoriu asta, dragi părinți. Creșteți-vă copiii cu demnitate, pentru că asta produce sfințenie în dumneavoastră și noi. Când te uiți la copilul tău ca la cel pe care trebuie să-l duci înspre Hristos, nu pe cel pe care tu l-ai făcut și ai dreptul să-i faci nu știu ce. Na, na, na. E proprietatea ta închiriată, nu e proprietatea, ți-i închiriat pe vreo 20 de ani. Atât. Mai apoi în 20 de ani pleacă și rămâne doar cu ceea ce i-ai sădit, doar cu ceea ce ai oferit, doar cu modul cum i-ai oferit, vindecat sau nevindecat. Și mai apoi se plâng părinții de prea multe ori. De ce culeg eu asta? De ce oare? Hai să intrăm un pic prin trecut. Hai să scormonim un pic prin trecut. De ce oare? Dar când înțelegi că și creșterea copilului e un act al sfințeniei și mama și tata înțelege că în fața unui copilaș trebuie să trăiască sfânt, curat, pentru că Dumnezeu e cel care supraveghează. Copiii ăștia sunt închinați Domnului. Păi da, tot ce îi dai Domnului, Dumnezeu se uită cum te comporți cu ceea ce ai dat lui. Ia, dacă dumneavoastră îi dați o mașină cuiva și ăla face raliuri prin oraș, se întoarce cu frâna de mână și auziți, o mai dați a doua oară? Bă, nu ți-o mai dau. Bă, îți dau mașina, dar fii atent aici, ai grijă de ea, da? Te rog frumos, ai grijă de ea, ai grijă de ea, am grijă de ea. Uite, ți-o dau. Dar Dumnezeu face la fel. Uite, îți dau copilul, ai grijă de el. Doamne, ți-l închin ție. O dovadă de responsabilitate, care mai apoi trebuie să continue cât timp îi prunc în viață și tu. Uite, Doamne, ți-l dăruiesc ție. Și Dumnezeu zice, bine, de-l aici. Dar uite, ți-l dau pentru 20 de ani la tine în casă. Mă uit în fiecare zi cum te comporți, care ți-s atitudinile, care ți-s vorbele, care ți-s acțiunile. Mă uit în fiecare zi cu ochii pe tine. Creșterea copilului e un act al sfințenii. Și în momentul în care o iei cu multă, multă demnitate și produci sfințenie în casă prin trăirea ta frumoasă, nu faci altceva decât produci binecuvântare. Și când tu devii o binecuvântare, acea binecuvântare se întoarce. Dragi părinți, fiți o binecuvântare pentru copiii voștri. Fiți o binecuvântare. Fiți turnul ăla de scăpare. Fiți mamele la care copiii să alerge fără reținere. Fiți tații de care pruncii să nu se ferească. Nu pot să-i zic că explodează, serios! Explodează! Băi, mai desumflă-l! Explodează, nu pot să-i zic. Mai vindecă-ți exploziile alea, pentru că nu faci altceva decât construiești strâmb. Fiți părinții care să fiți o binecuvântare, să vină copilul să spună, tati, ce bine că am dat de tine. Tati, vreau să spun ceva. Mami, pot să vorbesc ceva cu tine? Uite, mami,
Ascultați-mă bine, cele mai profunde cuvinte sunt astea. Mami, tati, ce vă spun vouă n-am mai spus la nimeni. Și cele mai dureroase momente e când auzi de la alții. Ce pruncii tăi ascund de tine. Cumplit. Fiți o binecuvântare pentru ei. Produceți actul ăsta al sfințeniei. Fiți sfinți. Va fi binecuvântare în casă. Și binecuvântarea asta se va întoarce. Și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Salvați-vă copii. Aseară, și cu asta închei, acolo la Casa de Cultură din Suceava, mulți oameni, n-am putut să văd pe nimeni în sală când băteau niște reflectoare în ochi. Dar la final vine la mine un bărbat, o zis, nu știu cine ești, nu știu de unde vii, dar Duhul Sfânt mi-a spus doar atât, du-te mâine dimineață și strigă în gura mare în biserica pe care o păstorești, salvare, salvare, salvare. Cu lacrimi în ochi, îmi spunea bărbatul ăla, tremura în fața mea și a zis, săracul stătea și îi tremurau mâinile și a zis, te rog, du-te în biserica pe care o păstorești și strigă în gura mare, salvare, salvare, salvare. M-a frământat toată noaptea, n-am închis un ochi toată noaptea. M-a frământat toată noaptea în momentul ăsta și ceea ce eu am strigat în dimineața asta a fost exact asta. Salvați-vă copiii. Salvați-vă viața, în felul ăsta le salvați viitorul, cu copii sfinți și cu familii sfinte salvați o biserică, oameni buni, salvați. Pentru că întotdeauna când îți vindești trecutul, salvezi un copil de la niște chinuri. Când oferi și după aia ceri, salvezi familia ta de la frustrări. Când înțelegi că creșterea unui copil e act dumnezeiesc și că e slujirea profundă, te salvezi pe tine de la niște nemulțumiri. Când înțelegi că trebuie să trăiești sfânt, salvezi familia de la niște atacuri. Salvați! E vremea în care să luptăm pentru a salva. Și Dumnezeu să ne ajute. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Dragii mei, în scurte momente vrem să ne rugăm pentru acești copilași, să punem numele Domnului peste ei. Și știu că Dumnezeu e acela care poate să ia aminte, vrea să ia aminte. E Dumnezeul care poate să privească cu îndurare și cu milă și în dimineața aceasta înspre noi. Până când o vor aduce și pe Carla de afară și dacă cumva o vedeți acolo pe mămică, spuneți-i să vină. Vreau să mai fac încă o dată sublinierea că avem responsabilitatea să salvăm. Că sărbătoarea trece, responsabilitatea rămâne. Sărbătoarea trece, dar responsabilitatea rămâne. E dimineața în care vă puteți face socotelile. E dimineața în care vă puteți face bine analiza vieții. E dimineața în care putem să spunem, Doamne, mai privește cu a Ta milă și îndurare înspre noi. E Dumnezeu care în bunătate mai vrea să se mai ocupe de noi și de familiile noastre.